La numai o săptămână după ce a găzduit finala campionatului național de tenis de masă juniori 1 echipe, municipiul Câmpulung va fi din nou gazda unei competiții de tenis de masă de amploare. Peste 200 de copii din întreaga țară cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani vor participa la finalele campionatului național individual de tenis de masă pentru junior 3. O altă competiție foarte importantă la Câmpulung, campionatul național de junior 3, proba individuală. La această competiție vor participa cei mai buni copii de la clubul nostru. Clubul sportiv Pristavu Câmpulung va fi prezent în concurs cu 6 jucători. Andrei Tomică, favorit numărul 2 la câștigarea trofeului în proba de simplu, Călin Drenea, Toma Filote, Iulian Chirița, Darius Movileanu și Răzvan Stan. Se va juca la simplu, dublu și dublu mixt. Turneul va începe vineri dimineața la ora 9 în sala de sport a Colegiului Pedagogic Carol I și se va încheia duminică la prânz, atunci când vor fi atribuite diplomele și medaliile sportivilor care vor urca pe podiumul de premiere.